Nu? Sunteți băiat deștept. Da, suntem în direct, ca de obicei, ora 18 și un pic. Începe la Campus TV emisiunea de ale Buzoianului. Ca de obicei avem mai multe subiecte pregătite pentru astăzi. Ne ajută și domnul Cezar Preda în realizarea acestei emisiuni, întrucât domnul deputat de Buzău a susținut astăzi o conferință de presă spumoasă, cel puțin așa mi-au etichetat-o colegii mei de la jurnal care au asistat la ea. Haideți să vă prezint și invitatul meu din această emisiune, cu care o să comentăm toate aceste subiecte la zi. Este vorba de domnul Stan Brebenel, editorialist la săptămânalul Viața Buzăului și scriitor local. Vă salut, domnul Brebenel, mulțumesc frumos pentru prezență. Și eu vă salut și vreau să le atenționez pe telespectatori că nu sunt Cezar Preda și nici nu mi-aș dori să fiu. Da. Că probabil unii telespectatori ar fi fost tentați să creadă că cu dânsul veți face această emisiune. O să fie și domnul Cezar Preda între noi, dar e invizibil. În sensul în care o să punem câteva materiale extrase din conferința de presă a domnului Cezar Preda. Haideți să vă prezint rapid din sumarul emisiunii. Domnul Cezar Preda are o soluție pentru rezolvarea situației de acum, dar și pentru viitor. Părerea dânsului este că această comună Mărăcineni ar trebui să dispară și să devină un cartier al orașului Buzău. Putem să discutăm vis-a-vis de acest aspect. Ca de obicei și telespectatorii noștri au posibilitatea de a suna în direct și de a-și exprima opiniile. De asemenea, am aflat că domnul Cezar Preda se uită la Campus TV, la postul nostru. Imediat o să vedeți și despre ce este vorba. Și tot un lucru de culoare e că domnul Cezar Preda, atenție, face mișto de proprii candidați PNL la primăria municipiului Buzău. Sunt vreo trei care intră într-un sondaj, dar domnul Preda nu dă nicio șansă niciunuia dintre ăștia. De asemenea, tot așa domnul Preda zice că s-a cansăturat de Buzău și că îi vine să plece din orașul nostru. Legat de situația de la Mărăcineni, astăzi a revenit din concediu și prefectul județului Buzău, domnul jurist George Sava. Acesta are și dânsul variantă pentru a se rezolva situația tensionată din aceste zile și mai ales de săptămâna viitoare, aceea ca transportatorii județeni să aducă un număr suficient de microbuze pe traseu ca să preia toată populația din Mărăcineni și Săpoca, populația doritoare de transport în municipiul Buzău. Din decembrie avem și această informație, Buzăul va avea cu 3 parlamentari mai puțin, da, la alegerile viitoare parlamentare de la sfârșitul anului, nu o să mai intre și candidați, cum le zicea, ăștia de rezervă care au intrat, cum să zic, la mâna a doua, ca să zic, da, așa, am avut 3 cazuri aici la Buzău. La redistribuire, mai exact. Și un subiect care ar trebui să intereseze, sau sunt convins că interesează mult pe telespectatorii noștri. Luni, la ora 10, aflăm sentința Curții de Apel Brașov în procesul primarului municipiului Buzău, domnul Boșcodeală, personajul emblematic pentru urbea noastră din ultimii 20 de ani. Avem și de aici un mic comentariu de făcut. Astăzi am mai studiat și eu, ca o părere personală, actele respective. Șanse mici pentru domnul Boșcodeală să scape necondamnat. Dacă ne mai rămâne timp, mai punem și alte materiale. Faptul că avem pensionari care traversează pe interzis și vocea buzoianului cu două întrebări. Ce ați învățat la școală și nu v-a folosit în viață și dacă trebuia iertat torționarul Vișinescu la 91 de ani de executarea pedepsei cu închisoare. Începem cu discuția legată de comuna Mărăcineni și părerea deputatului Cezar Preda că ea ar trebui desființată, iar Mărăcinenul să devină un cartier al orașului Buzău. Ascultăm declarația și revenim cu comentarii. Așa cum am propus, chiar ieri am lansat pe Facebook referendum. Mărăcinenul să aparțină de Buzău. Ce problemă e?
Eu vă spun, odată cu alegerile locale, Comuna Mărăcineni trebuie să fie cartier al municipiului Buzău. În 2025, peste 10 ani, Buzău deja se va împărți în două cu râul Buzău la mijloc. Ăsta e viitorul. Oricât am vrea noi să-l mai ținem, să-l mai amenajăm, se pot face impozite diferențiate, funcție de periferie, de cercuri concentrice, știți foarte bine, nu-i afectează, numai că nu-i afectează în rău pe locuitorii Mărăcinenului, numai că vor avea o dezvoltare urbană accelerată. Asta trebuiau să propună edilii de acolo. Să se lipească de municipiul Buzău. Și cred că pe această direcție de mărire a ariei municipiului Buzău trebuie să acționeze toate partidele politice. Pentru că Buzău are nevoie de Mărăcineni pentru extindere, pentru punerea în valență și în potențial a râului Buzău. Asta este viitorul, orice am vrea noi să facem. Da, l-am ascultat pe domnul Cezar cu o părere, hai să nu zic inedită, s-a mai spus despre lucrul ăsta, dar un lucru nou a apărut așa pe firmament în condițiile scandalului din ultima perioadă. Zice domnul Preda că ăsta este viitorul și că la alegerile locale, acum nu știu dacă se poate în iunie, să se facă un referendum, da, printre locuitorii celor două entități, Mărăcineni și Buzău, dacă, mă rog, Mărăcineniul să devină cartier al orașului Buzău. Ce părere aveți dumneavoastră, domnul Brebenel? Poate fi în viitor un punct al celor care vor candida pentru obținerea sufragiilor alegătorilor pentru primăria Buzău și primăria Mărăcineni. Însă drumul este lung și nu rezolvă imediat problema cu care se confruntă cetățenii din Mărăcineni. Poate soluțiile care sunt specificate în lege privind înființarea acelei asociații sau rebranduirea ei pentru ca cetățenii să nu mai sufere, să poată ajunge la locurile de muncă sau copiii din aceste localități aparținătoare de Mărăcineni să poată să ajungă la școală în timp util și în condiții de siguranță. Însă și-ar mai fi o altă idee care nu este și chiar atât de greoaie cum ar fi aceasta, cea despre care am mai vorbit privind înființarea zonei metropolitane. Am înțeles că nu se poate. Trebuie să fie un oraș cu 200.000 de locuitori care să-și permită înființarea unei zone metropolitane și ar trebui schimbată legea ca să se aprobe așa ceva. Dar aș vrea să ne referim mai puțin acum la problema asta de transport, o să reluăm nițel mai târziu, la acest aspect cu Comuna Mărăcineni și a dispariției eventuale a acestei comune. Acum buzoienii probabil că ar fi de acord, nu știu dacă ar fi de acord ăștia din Mărăcineni și aduc niște date, domnul Brebenel, aici în discuție. La Buzău metru cub de apă se plătește cu 9 lei la compania de apă Buzău, în timp ce la Mărăcineni metru cub cu tot cu canalizare e 3 lei, 3 lei și ceva. Nu o să le convină la ăștia de la Mărăcineni să vină la Buzău cu compania de apă. Alte lucruri problematice, zic eu. Administrația din Mărăcineni a fost una care și-a făcut foarte bine treaba în ultimii ani. Comuna Mărăcineni e o comună în plină dezvoltare. S-a băgat în ultimii ani canalizare. S-a făcut alimentare cu apă de calitate. Au început să se asfalteze străzi. Am văzut să asfaltează, să face și trotuarul până vor să extindă la două benzi până Mărăcineni. Adică sunt niște lucruri pe care administrația de la Mărăcineni le-a reușit și este foarte apreciată administrația de acolo de la Mărăcineni și primarul ăsta, Constantin Dumitru, de locuitori. Mi-a arătat și un coleg astăzi că domnul Dumitru, primarul de la Mărăcineni, a câștigat în 2012 alegerile candidând din partea PDL cu 68%, iar candidatul PSD a luat doar 23%. În momentul atunci când PDL-ul era hulit de toată țara, da, ăsta a scos 68%. Nu știu dacă ăștia din Mărăcineni ar vrea să devină locuitori ai orașului Buzău și nu știu dacă ar fi și bine pentru această localitate care se dezvoltă vizibil în condițiile în care noi observăm la Buzău aici că cam rămânem în urmă față de alte orașe.
bate pasul pe loc investițiile care sunt atrase pentru municipiul Buzău. Eu cred că dacă s-ar lua în balanță avantajele și dezavantajele, cetățenii din Mărăcineni ar avea mai mult dezavantaje decât avantaje. Fondurile care s-ar aduna de la întreprinzătorii care funcționează pe raza localității Mărăcineni vor ajunge în să fie distribuiți, să fie împărțiți de către primăria municipiului Buzău. Ori, acolo intră foarte multe sume de bani. Și părerea mea este, în momentul de față, parcă Mărăcinenului îi merge mai bine singur decât cu Buzău, dar pe viitor s-ar putea să aibă... Păi voiam să vă spun că Mărăcineniul, din punct de vedere al aspectului și al dezvoltării, arată mult mai bine decât unele cartiere din municipiul Buzău. Nu vorbim aici decât de Simileasca, Poștei, poate pe Mihai Viteazu s-a mai mișcat câte ceva. Și mai sunt zona Transilvaniei, de la Chimica până la fabrica de bere, sunt destule puncte nevralgice în orașul ăsta. Ca să nu mai vorbim despre starea jalnică a trotuarelor, a străzilor, să nu mai vorbim despre calitatea apei potabile, și de costul ei? Și de costurile ei și de toate scandalurile care au vizat instituțiile subordonate primăriei cu cheltuirea nejustificată a sumelor de bani. Mai zice un prieten al emisiunii noastre că vor trebui ăștia de la Mărăcineni să plătească și apa de ploaie, da, când vor trece la orașul categoric Buzău. Plus taxele și impozitele care vor fi la nivel de municipiu, care vor... Da. Vor avea o creștere deloc de neglijat. Poate fi făcut acest referendum. Știu că am văzut recent pe la Oradea, dacă nu mă înșel eu, voiau ăștia de la Oradea să unească cu o comună învecinată și s-a făcut un referendum acolo, dar n-a ieșit. Ăia din comună au vrut să rămână la comună, să nu treacă la municipiul Oradea. Știți că s-au mai înființat din anumite comune orașe și când au văzut ce probleme grele au și cu care se confruntă locuitorii acelor orășele noi, au solicitat din nou să se treacă la regimul de comună. Ba da, tot prin referendum, pentru că atunci a fost ambiția unui ales din zona respectivă, și dar ca să îndeplinească anumite condiții, trebuie să aceste utilități de care lumea civilizată are absolută nevoie. Da, ori nu totdeauna... Da, și vedem că municipalitatea buzoiană nu s-a preocupat pentru cartierele din municipiu. Atunci cum vor acorda ei atenție unui cartier nou trecut cu 15.000 de locuitori? În Mărăcineni luăm prim telefon în direct în această emisiune. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș vrea să-mi spun și eu o opinie în legătură cu... Vă rugăm! ...comuna asta, Mărăcineni. Da. Deci, în primul rând, cu prețul. Ei plâng după preț, că e 1,50 lei. Da. Dar, în schimb, în oraș, pe traseu 8, pe 5, dacă mergi pe 10, dacă mergi pe 3 stații, dai 2 lei. Da. Deci, e ceva mult mai în oraș. Către ei vor 1,50 lei, să meargă doar cu 1,50 lei. Noi în oraș 2-3 stații mergem cu 2 lei, nu mi se pare normal. Sau cum spuneați dumneavoastră aseară, că mulți, sau domnul primar de la Mărăcineni, că dacă se înființează traseul Săpoca-Buzău, o să rămână la autogara de la XXL. Că cei care au copii de clasa 1, copilul din... ce face din autogara, dar nu mi se pare normal ca un copil de clasa 1 să vină în orașul Buzău, care are școală și în Mărăcineni. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă. Asta a fost opinia mea și vă mulțumesc frumos. Și noi mulțumim frumos pentru intervenție, asta este și părerea mea, dar ce vrei dacă anumiți părinți de acolo din Mărăcineni? Eu am fost acolo la școală și la grădiniță la Mărăcineni, chiar m-am dus să văd, că s-au lăudat primarul de acolo, domnule, avem condiții la școală mai ceva ca la Buzău, sau la fel ca la Buzău. Și m-am dus să văd cu ochii mei cum arată școlile și grădinițele. Într-adevăr, sunt ca la Buzău. Și în afară de asta, și, da, cadre didactice care bine pregătite care vin din Buzău și predau acolo. Da, da, acum sunt unii părinți de acolo din Mărăcineni care zic, nu domnule, tot la Buzău e mai bine. Sunt profesor mai bun, poate există și un mediu concurențial, sunt în clasă, elevi mai buni. Nu știu dacă o fi așa. Cei care au reușit să-și aducă copiii în oraș ar trebui să poată să suporte și transportul acestora către școală și
invers, către domiciliu. Da, și la, vis-a-vis de spus... Că nu toți copiii de clasa 1-a din Mărăcineni sunt la școală în Buzău. Da, sunt foarte mulți. Am văzut că sunt autobuzele burdușite dimineața. Nu, vorbeam cu ele. Cu copii de clasa 1-a. Da, și mai e ceva la ce a spus doamna, că plătesc doar 1,5 lei. Da, e și aici un aspect... transportatorii care au până acum de microbuze pe ruta asta spre Mărăcineni, încolo Potoceni, Căpățânești sau Căpățânești, Potoceni, și ei voiau să pună doar 1,5 lei prețul biletului. Ghinionul nostru ăstora care locuim în municipiul Buzău, că pe anumite rute transportatorii au mărit prețul la 2 lei și într-adevăr ajuns să plătești în Buzău 2 lei, mergi două stații și ăla care pleacă de la Mătești cu 2 ajunge până la gară în Buzău cu doar 1,5 lei. Mesaje de la telespectatori. Să devină Monteor, zona metropolitană a Buzăului. E o idee și domnul Cezar Preda a spus astăzi că și aici s-a făcut un referendum, dar n-a fost suficient vorum. Da. Da, e și asta o idee ca și Monteorul să devină zona metropolitană a Buzăului. Nu-l mai ridicați în slăb pe domnul primar. Cred că de la Mărăcineni, pentru că a promis foarte lucruri și nu le-a îndeplinit pe toate. Când plouă, intrăm până la genunchi în noroi, așa că mai lăsați-l pe domnul primar și nu mai lăudați atât. La ultimul material pe care l-am difuzat cu dânsul anul trecut, îmi spunea că are și un proiect cu fonduri europene și un proiect cu fonduri guvernamentale ca să asfalteze toată comuna. S-a mai făcut până... Problema este că un primar sau un ales, fie local sau județean, nu poate să facă din momentul în care a luat în primire funcția respectivă să rezolve absolut toate problemele. Imediat. Și astea se rezolvă în timp, țin de bani, țin de oameni, țin de competențe. Deci dacă cunoașteți foarte bine situația din Mărăcineni, ar trebui să ne spuneți. Vorbesc despre telespectatorul respectiv să spună, uite domnule, a făcut asta. Păi nu, are dreptate pe undeva, deci normal, pe insulele, pe ulițele neasfaltate, intre până la genunchi în noroi. Dar așa se întâmplă și pe ulițele din municipiul Buzău. Intri și în Buzău, la fel. Da, dacă nu mai rău. Dacă stațiunea Sărata Monteoru, alt mesaj din partea altui telespectator, ar deveni cartier al Buzăului, precum Poiana Brașov, s-ar dezvolta mai mult Sărata Monteoru. Am avea noi bani de la Buzău să investim la Monteoru? Ați văzut că avem doar 1,5% din buget pentru investiții. E de discutat aici, continuarea mesajului, iar comunele Mărăcineni, Vadupa și Vernești, dacă ar deveni cartiere ale Buzăului, municipiul nostru ar trece la gradul întâi. Adică ar ajunge undeva la peste... Cu populația de peste 200.000 de locuitori. Așa s-ar atrage mai mulți bani. Cu condiția ca și administrația locală să fie în stare. Mă îndoiesc să ajungă peste 200.000 de locuitori, că la ultimul recensământ populația municipiului Buzău era undeva pe la 114.000 de locuitori. 108.000, din câte știu. Vorbeam de recensământ 2011. Și tendința este în continuă scădere. Da. Pentru că buzoienii pleacă în continuare în străinătate. În afară de Mărăcineni, care cunoaște o creștere a populației, celelalte localități sunt în scădere. Alte mesaje, iată, suscită foarte mare interes acest subiect cu comuna Mărăcineni. Nu mai avem loc în școlile din Buzău de copii din Mărăcineni. Da, zicea cineva zilele trecute, pe la grădinițele astea pe aici, pe lângă noi, din micro 3, 80% din copii sunt de la Mărăcineni, îi aduc de acolo. Deși sunt condiții bune și la grădinițele din Mărăcineni. Așa este, dar foarte mulți locuitori din municipiul Buzău s-au mutat și au făcut case în Mărăcineni și locuiesc acolo. Și explicația copii, și probabil înscriși. Își păstrează locurile pentru... Ei au probabil și locuințe în Buzău. Să vă mai spun ceva, primarul pune balastru și după câteva zile îl ia și îl pune în altă parte. Plimbă o căruță de balast în tot satul, ne zice cineva. Nu știu, așa o fi, poate are dreptate. Nimeni, nimeni nu-i perfect și nu toți locuitorii pot fi mulțumiți. Dacă observați alt mesaj, Buzău va după și 2,5 lei până la gară. Deci cu transportatori de așa județeni, cred. Buzău Spătaru 3 lei până la gară.
Așa, de ce nu vor cei de acolo să existe și Buzău mărăcineni? 3 lei, ce e rău? Da, păi cam așa se va întâmpla. În perioada următoare, înțeleg că așa, să merge cu transportatorii județeni și trebuie să plătească 3 lei și ăștia de la mărăcine. Sunt unii invidioși pe ăștia de mărăcine, că au mers atâta vreme cu doar 1,5 lei. Cine plătește pentru cei 7 ani de circulație ilegală a autobuzului numărul 2? Pe acolo, este și opinia asta că au plătit ăștia din oraș, din municipiul Buzău, ca să meargă autobuzul, dar nu e chiar așa, pentru că, din câte știu eu, primăria Mărăcineni plătește rovinietă la autobuze, da, ca să treacă podul, și mai plătește și vreo 60 de milioane pe lună. Primăria Mărăcineni în contul Transbuz. Alte mesaje, când ieși pe bani europeni, trebuie să fii perfect, zice cineva, cu aluzie la faptul că cei de la Mărăcine n-ar fi tocmai în regulă acolo. Bun, mergem mai departe. Altă declarație a domnului Cezar Preda, prin care dovedește faptul că se uită la noi la Campus TV, televiziune care a prezentat acest fapt, studiind bugetul primăriei municipiului Buzău, că suntem orașul care are cea mai mică cotă de investiții din buget, doar 1,5% din bugetul Buzăului merge pe investiții, lucru remarcat și de domnul Cezar Preda la Campus TV. Chiar era un post de televiziune, nu mai știu care, care a prezentat și nivelul investițiilor la nivelul municipiului și astea. Nu există municipiu în România să aibă prevăzut pentru investiții mai puțin decât Buzău. Nu există. Nu există în țara asta. Dar nu are nicio treabă. Eu am văzut tot timpul să iese și zice, copiii noștri învață în căldură și în condiții cum nu se învață în țară. Pe asta e o laudă, mă, fraților. Eu sunt 20 de ani primar și mă laud că copilul are căldură la școală. Păi înseamnă că asta e meritul meu, asta am făcut eu pentru orașul meu. Și la străzi, când ați întrebat voi, dom'le, dar ce străzi face? A început bâlbăiala. M-am dus cu un taximetru, acum am fost la un prieten seara, am băut un par de vin și am luat un taximetru. Ăla, tot drumul numai s-a făietat de drumurile din oraș. Bă, frate, ce ai cu mine, mă? Lasă-mă în pace, dar du-te și fă protest în altă parte. Ce să-ți fac eu? Da, Campus TV era postul care a difuzat această informație că doar 1,5% din bugetul municipiului merge pe investiții, în timp ce, am mai zis, la Cluj jumătate din buget merge pentru investiții, chiar și amărăștenii ăștia de la București, 40% din buget merge pe investiții. Fac și aia, pasaje, fel de fel de lucruri, iar până alte orașe mai mici din țară, chiar și 70% merge la investiții. La Buzău doar 1,5%, am prezentat și documentele în această privință, dar poate ar fost mai bine ca domnul Preda să fie aflat această informație de la consilierii dânsului de la PNL, care au votat bugetul, au fost prezenți în sală, dar niciunul n-a văzut aceste lucruri. Probabil nu se informează unii pe alții și n-au niciun interes să fie informați și probabil au fi. Că ați văzut ce spune, că el stă mai mult pe Facebook și ca să fii demnitar da, și nu, stai mai mult pe Facebook. Am mai zis domnul Preda ceva, că acest Consiliu Local a fost cel mai slab consiliu posibil și are dreptate aici domnul Cezar Preda, dar mai e o nuanță. Așa păi a avut și el un consilier foarte bun și l-a dat afară. Pe domnul Ion Barb. Păi domnul am avut Barb. Și noi un consilier, mai de Doamne ajută, pe domnul Barb, ba nu, chiar bun. Foarte bun. Și în comparație cu ce există la nivelul, la momentul de față. Da, și tot domnul Cezar Preda face mișto de proprii candidați PNL la primăria Buzău. Sunt 3 care sunt băgați acum într-o căciulă, se face un sondaj care se prelungește, iată, la nesfârșit. E vorba de domnul Caton Mateișescu, domnul Anghel și de domnul Constantin Ionescu. Înalți ca brazi, zice domnul Preda, dar nu prea sunt votați de Buzău. Sondajul? Da, cred că e gata. Astăzi ne cheamă la ședință să ne spună care e virtualul viitor primar. Nu știu. Noi am avut 3 înscriși. Ca brazi. Știți cum e în țară? Acum eu am venit în țară. Am fost la Constanța, că am avut Jex, mâine mă duc la Tulcea, în București îi văd. Toți candidații
Partidului Democrat nevalidați, Partidului Național Liberal, sunt în teren. Cu oamenii discută problemele în toată țara. La noi zice, stai un pic să vedem. Stai să vedem. Ne așteaptă un viitor strălucit, dragii mei. Domnul Ionescu Constantin, domnul Caton Mateișescu și domnul Anghel Ovidiu. Bun. De viitor. Eu, indiferent care va fi soluția, decizia, îl voi sprijini pe candidat dacă va vrea. Că, în general, la noi mai e o problemă. Și dacă vrei să sprijini pe cineva, trebuie să vrea și el. Da, foarte ironic, domnul Cezar Preda, cu proprii colegi de partid, prezumtivi candidați la funcția de primar al municipiului Buzău. Dar cred că are și pe undeva dreptate domnul Cezar Preda, parcă niciunul dintre ăștia trei n-are anvergură așa de a candida și de a, mai ales de a câștiga primăria municipiului Buzău în fața candidatului care va fi de la PSD. Ăla pleacă clar cu prima șansă. Și atunci cine-i de vină? Cine conduce această organizație? Și el. Și domnul Cezar Preda. Da? Da. Și el. Cu domnul Bădulescu împreună. Da, da, cred că el este vioara întâi acolo. Cine a stabilit candidații pentru primăria municipiului Buzău? I-am stabilit noi, presa, i-am stabilit cineva din cartierul Mărăcineni. Eu mi-ar fi dorit să, ca PNL-ul să aibă un candidat adevărat, deci, serios, puternic, deci, dar n-are. Deci domnul Cezar Preda continuă blatul pe care l-a făcut întotdeauna cu PSD-ul la Buzău. De asta a fost, deci a pus oameni slăbuți de paie și atunci când a candidat el. A vorbit în așa fel încât îi îndemna pe cetățeni, nu spunându-le direct, nu mă votați. Să nu voteze? Nu le spunea direct. Dar prin ceea ce declara, dar determina totuși, pe oameni să nu voteze. Când a fost lupta Cezar Preda cu Boșcodeală, în 2008, știu că a fost o diferență foarte mică. Ba unii zic că dacă s-ar fi numărat corect voturile, ar fi câștigat Cezar Preda. Că s-au făcut niște lucrături pe aici, pe acolo. A fost blat și atunci. Întotdeauna a fost blat. Știți dumneavoastră? Sunt convins. Și o altă chestiune... Dom'le, dacă ai niște candidați, păi ăștia ei, ăștia sunt cei mai buni din partid, sau dacă ai constatat că nu ai și nu ai unul mai bun, candidează tu dacă ești cel mai bun. Nu să vie acum să râzi de ei când mai sunt câteva luni, vreo trei poate luni până la... Poate că ar fi mai bine așa să candideze. Să le spui cum e vorba aceea în popor, că sunt înalți ca braze și cu mucii pe piept. O mică paranteză, da. Nu-i frumos, nu-i frumos. Era mai bun candidat de la PNL, ca părere personală, avocatul tinerel, îmi scapă numele în momentul de față, Ciprian Iene. Ciprian Iene. Păi, cred că ar fi avut mai multe șanse decât ăștia trei la unul. Știi ce se întâmplă? Cei care au o personalitate, care sunt profesioniști, care sunt corecți, care nu sunt lăsați să se afirme în cadrul partidului. Iar acest lucru că oameni de valoare nu vin să înscrie în formațiunile politice este un vot de blam la adresa politicienilor, conducerea celor formațiuni chiar, politice. Chiar nu a întrebat nimeni, domnule, oare... de ce Ciprian Iene n-a fost trecut și el pe balotajul ăsta? Păi, de la PNL. De ce n-a fost întrebat? Uite, îl întrebăm noi acum. Domnul Cezar Preda, de ce n-a fost trecut și Ciprian Iene? Poți să-l întrebi? Posibil candidat. Da, întrebați-l și dumneavoastră. Da. Aveați un candidat mai bun, domnul Cezar Preda, de la dumneavoastră, din partid, Ciprian Iene. De ce nu l-ați băgat și pe el, pe listă? Da. Mergem mai departe. O ultimă declarație a domnului Cezar Preda de astăzi, că s-a cam săturat de ce se întâmplă pace pe la Buzău și că îi vine să plece din oraș. Ascultă. Mă uit la voi așa, nu știu când o să mai avem vreo conferință de presă împreună. Îmi iau lumea în cap și mă duc și îmi fac treaba unde cred eu că se poate face treaba. Am făcut, mă bat cu Partidul Social Democrat din anul 2000. Când am venit în politică, eu taliban în politica mare, aici în județ erau 7 parlamentari pe DSR și 3 PRM. Ca să știți cum a stat județul ăsta. Ca să nu uite lumea. Și m-am bătut cu ei. Au făcut orice ca eu să plec de aici. Și ce o să fac orașul? Că și cu mine în coastă tot n-au avut niciun scrupul să facă. Păi că nu ori mai avea pe nimeni în coastă,
Vai mama noastră! Da, Cezar Preda supărat că este cam între singurii politicieni locali și aici e un adevăr, așa că e cam singur așa până opoziție, în rest sunt toți la putere. Asta e un adevăr, cum să spun, matematic. Ăștia de la UNPR s-au dat și cu PSD-ul, cei mai mulți sunt la PSD, altceva nu prea mai avem pace. Dacă ar fi să mergem din nou pe zicale din astea populare, am putea să spunem că domnul Cezar Preda face ceea ce face un câine care latră, dar nu mușcă. Deci el să dă vioi, să dă puternic în conferințele de presă, iar când acționează în Parlament și în discuțiile cu partidele din așa zisa opoziție pe care o consideră el, nu mai blatul ordinare. Deci crezi că e pe blat cu PSD-ul Cezar Preda? Să le spună la cei care au chef să-l asculte. Eu m-am săturat de mult de vorbele domnului deputat, care nici măcar deputat cum trebuie nu este, pentru că știm cum a ieșit, și să... Ar face bine, chiar ar face bine să ne lase în pace. Mie, eu de câte ori aud despre el și ce chestiune a făcut de acolo, îmi vine să tai o lămâie și să gust din ea. Bun, atunci... Poate să ducă unde vrea, să ducă inclusiv în Păpușoși să-și facă treaba, cum a zis. Bun, păi gata, am terminat cu declarațiile lui Cezar Preda, dar trebuie să recunoașteți că unele dintre ele au fost spumoase. Da, așa la teatru de revistă... Mesaje de la merge, telespectatori... Dar vremurile nu prea sunt de... Zice cineva de teatru, că de revistă. Domnul Ciprian Iene a plecat la București și că n-ar mai fi vrut el să candideze. Nu, vă contrazic. Am vorbit personal cu domnul Ciprian Iene, m-am întâlnit cu el pe la tribunal în urmă cu vreo săptămână sau două. Nu, ar fi vrut să candideze la primăria municipiului Buzău, dacă ar fi găsit ceva sprijin pe acolo, până organizația și pe postul de televiziune al dumneavoastră a afirmat că își dorește să candideze la această funcție. Al mesaj, decât cei trei candidați PNL prezentați, mai bine ar candida domnul Bădulescu, ar fi un candidat mai bun pentru primărie din partea PNL. Da, mai rămâne să vrea și el. Tot așa, la acea emisiune a zis domnul Bădulescu că nu e interesat de o astfel de candidatură la primăria municipiului Buzău, că nu se pricepe, zice omul, n-ar vrea să fie primar și să... Dacă un avocat nu se pricepe și s-a priceput inginer, îi zic unii, de auto... Inginerii se pricep. L-a condus. Inginerii se pricep la toate, deci nu trebuie să... Și în presă se zice că deci cei mai buni ziariști sunt toți ingineri. Că... Știi ce se întâmplă acum? Va fi vai de mama lui celui care va fi ales primar în municipiul Buzău, pentru că visteria nu este numai goală. Este datoare pentru câțiva ani bun de aici încolo. Da, alt mesaj. Atenție, Ciprian Iene va produce o surpriză, va veni și va candida cu un partid nou la Buzău. Am mai auzit și eu ceva de genul ăsta, s-ar putea să aveți dreptate. Alte mesaje, de ce trebuie să murim noi de grija altora, probabil ca ălora din Mărăcineni, de aceea o ducem cum o ducem, suntem foarte curioși, ne scrie cineva. Acum, e posibil ca nici buzoienii să nu dorească să unească cu Mărăcineniu, da? Nu știu, am avea de câștigat... Doar că am avea un oraș mai mare, așa, da. Nu am avea de câștigat, dar ar avea de pierdut cei de Mărăcine. Da, asta e concluzia. Mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș. Bună seara, domnul Brebenel. Bună seara. Spuneți, vă rog. Direct. Direct. Cât a scăzut barilul de petrol? Mult, din câte știu eu. Rechinii care fac transport persoane, cât au scăzut? Cât au scăzut prețul la bilete? Păi nu l-au scăzut, l-au mărit acela Buzău, de la 15 lei... Să vedeți aici o mârșăvie. Da, stați puțin. E mai puțin al lor mârșăvia altceva. Cât a celor care produc altceva. Carburant. Că deci nu prea a scăzut nici la pompă, ei, domnul meu. Să vedeți, când începe barilul de petrol să-și ducă prețul la unde a fost, să vedeți rechinii ăștia
hai să zic în ghilimele jegoși, o, să vedeți nu, cât crezi prețul. Nu zice, nici în ghilimele. Așa. Hai, nici în ghilimele. Nici în ghilimele, altceva, nu. Altceva. Vă rog. Ce au peștișorii mici din Mărăcineni cu rechinii din Buzău? Cu transportul, cu doi. Da. Care-i treaba? Păi vor și peștișorii să vină la rechini în oraș, să-i viziteze. Deci să fie să-i înghită, nu? Nu, să-i vor să scape, da. Da, am putea să zicem așa că ar urma rechinii din Buzău să înghită peștișorii. Să, dacă... să nu vă plictisez mult. Vă rog mult de tot. Ziceți-i lui domnul Dunel, că eu nu l-am mai întâlnit, că dacă îl întâlnesc, îl scot din mașină, îl iau de cravată și îi spun direct, măi omule, tu te-ai lăudat atâta și te-ai făcut atât pe tine. Ai să vezi spații, vezi curățenii. Domnule, dragii mei, stați că n-am înțeles, hai să vezi. Tineretul e o mizerie. Spații verzi și curățenie. Am înțeles. E mizerie în Parcul Tineretului, ce zumează. Crasă, crasă, crasă de tot. Așa e? Oraș, vă rog mult de tot. V-am mai zis eu mult, acum, până în sărbători. Nu știu cine, doamne, iartă-mă, e șeful aia de acolo, niște păpușari, nu mă fumează, toată ziua nu mă fumează, savuresc niște cafele și noi îi plătim, pe mine mă doare, domnule. Foarte bine, și pe mine mă doare, da, așa e, da. Mulțumesc. E o mizerie crasă, mai ales pe aleea pescarilor. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. O să merg și eu să mă uit. Da? Vine weekendul. Acum dau și eu o fugă cu copiii sâmbătă sau duminică în Parcul Tineretului să văd dacă aveți dreptate și dacă aveți dreptate îl urechez și eu pe domnul Dunel. Da? Acum mă gândesc că dânsul, fiind viceprimar, se ocupă și de alte lucruri sau de mai multe lucruri și nu mai e cu ochii atât de atent la parcul respectiv. Ca atunci când era șef la la spații verzi. Situația era și înainte de asta, la fel ca acum. Nu, dar pe de altă parte nici să criticăm oamenii așa inutil, pentru că totuși să recunoaștem că la spații verzi Buzău la parcuri stă binișor. Comparativ cu altele, cel puțin asta e părerea mea. Domnul Aura, și am fost acum vreo două zile la Brașov. Nu vă spun ce frumusețe, ce parcuri frumoase, îngrijite, oameni peste tot care făceau, întrețineau curățenia. Despre asta spune. Deci sunt oameni acolo, dar nu fac nimic. Da, m-ați descumpărit deci, și cu lucrurile, dar nici parcurile de Buzău. Nu are cine să-i pună la treabă. Și cineva, cel care Dunel conduce... Dacă domnul acum la primărie, da, nu probabil o fi delegat la cineva atribuțiunile acolo și acea persoană nu-și face... E posibil. Și e de posibil. Asta revolta telespectatorului, pentru că sunt plătiți unii oameni degeaba. Da. Chiar dacă sunt șefi, chiar dacă sunt executanți. Bun. Două mesaje, din câte văd eu aici, împotriva domnului Preda. Ne zice cineva că domnul Preda să meargă sănătos unde vrea el, că nu o să-i ducă nimeni lipsa. Ce a mai luptat el, ironic, telespectatorul, cum s-a sacrificat el pentru propășirea urbei? A ajuns până acolo încât și el crede ceea ce spune, zice un telespectator. Și un alt mesaj, rușine, domnule Preda, dumneavoastră ce ați făcut concret pentru Buzău de 25 de ani? Mesajele telespectatorilor. Un alt mesaj mai interesant văzusem pe aici, că am foarte multe mesaje și mă mai încurc și eu între ele. Astăzi locuitorii din Mărăcineni au aruncat cu pietre în autobuzele care veneau de sus. Cum se poate așa ceva? E grav dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Pot să-i răspund și eu la telespectatorul de mai devreme cu mesajul ce a făcut domnul Preda în timpul ăsta? Nu. Luăm un telefon în direct mai bine. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș vrea să vă spun că emisiunea mea trăiește, într-adevăr, educativă. Nu, eu mi-aș dori să fie informativă, nu educativă. Și informativă, și educativă. Așa, dar treceți la subiect, vă rog. Da, subiectul este așa, că fiecare localitate, dacă suntem localitate, fiecare localitate să se administreze în funcție de posibilități. De ce să Buzău, dacă nu are treabă cu Mărăcinenul sau cu Mereiul,
să facă anumite servicii pentru aceste comune. Buzău să rămână Buzău și să primăria să rămână cu obligațiile orașului și fiecare primărie să-și administreze locuitorii ei. Deci nu trebuie să întindă mâna cineva la pomană, la cineva degeaba. Am înțeles. Deci asta zice să nu ia Buzău, nici Mărăcineniu, Vadu Pașii, Verneștiu, cum se aude să facă așa o zonă metropolitană, că avem destule probleme în orașul nostru să le rezolvăm pe astea mai întâi de a ne uita în curtea altora. Păi nu că ca să facem o zonă metropolitană, cum ziceți dumneavoastră, da. e nevoie de niște legi, o legislație ca să poată face așa ceva. Da, păi nu se poate. Atâta timp când noi suntem individuali, fiecare să-și vadă de treaba lui. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu, și părere, iată, sunt și buzoieni care n-ar fi de acord cu extinderea municipiului. Scurt să-i dau un... că nu mă lăsați și nu mă rabdă inima să nu-i dau un răspuns telespectatorului. Să intre pe site-ul Camerei Deputaților și să-i citească declarația de avere al domnului deputat Cezar Preda. Și vă veți convinge ce a făcut în timpul ăsta domnul Preda. Da, v-ați mai făcut un dușman în plus, domnul Brăbenel? Nu, eu am numai prieteni, n-am dușman. Ultimele, curg în continuare mesajele. Când veniți, domnule Auraș, la blocul ANL de 4A din Dorobanți să filmați? Continuă reclamațiile de acolo că sunt două apartamente din blocul respectiv, 9 și 16, goale. Nu sunt repartizate la nimeni, dar cei de la fondul locativ din Buzău le țin cine știe pentru cine, de ce, goale. Mulțumesc frumos că insistați, da, sunteți un bun buzoian. Dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat și că aceste două apartamente sunt goale și tot insistați, felicitări că poate în felul ăsta rezolvăm ceva. Vreau să vă spun că mesajul dumneavoastră a fost preluat de domnul viceprimar Fănică Bârlă, care se uită și dânsul la emisiunea noastră și a zis că va merge și va verifica personal dacă așa este. Dacă aceste două apartamente, 9 și 16, sunt goale, se va ocupa personal de lucrul ăsta și dacă sesizarea dumneavoastră se dovedește corectă, aceste apartamente vor fi date altor buzoieni care au mai mare nevoie de ele. Deci avem telespectatori importanți care se uită la emisiunile dumneavoastră. Da, uneori. Înseamnă că sunt interesante emisiuni. Da, să mai rezolvă câte ceva, Paci. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți, vă rog. Alo? Da. Alo? Domnul moderator, anul trecut v-am contractat odată și nu ați fost interesat de subiectul meu. Dar acum văd că scrie așa, sezizați în direct problemele din Buzău. Așa. Am și eu o problemă. Ziceți. Numai că problema mea, ca să poată să fie credibilă, eu, din partea dumneavoastră, cineva să vină la mine acasă. Lăsați-ne un număr de telefon, vă rog frumos, în regie și da. O să vă contactez după terminarea emisiunii, vă promit, da? Nu închideți telefonul, spuneți colegilor mei din regie numărul de telefon și o să vă sunăm. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după câteva minute cu alte subiecte. O să discutăm puțin și despre sentința care va fi dată luni în procesul domnului Boșcodeală. Încă o dată zic, șanse mici pentru domnul primar să scape fără condamnare.